În această după-amiază, Giurgiu a fost împărțit în două anotimpuri. Astfel, la Giurgiu, mercurul din termometre a indicat o valoare de 10 grade Celsius și în următoarele zile giurgiuvenii vor avea parte de o vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei. Totuși, nopțile și diminețile vor fi răcoroase, cu minime sub 0 grade Celsius. Nisorile și gerul vor ocoli zona noastră, slabe fulguieli fiind așteptate abia în ultima zi din an. Temperaturile sunt peste mediile climatologice ale acestei luni. Pentru astăzi maxima va fi în jurul valorii de 10 grade. Pentru sâmbătă temperatura maximă va avea valoarea cam de 9 grade. Duminica va scădea până la 4 grade. Iar până de Revelion vom ajunge în jurul valorii de 1 grad. Posibil în ziua de 31 să fulguie slab. Nici fenomenele meteo extreme nu își vor face apariția în următoarea perioadă, iar vântul nici nu își va face simțită prezența. În următoarele zile, noaptea și dimineața, va mai fi posibilă ceață sau aer cețos. Temperaturile vor începe să cunoască o oarecare scădere începând de duminică, însă gradele din termometre vor fi apropiate de limitele normale. Cert este că începutul anului va începe cu temperaturi bune, iar gerul și ninsorile abundente vor ocoli țara noastră.